Capra asta e o capră bună de lapte. Însă, acum când îi facem noi, la momentul ăsta când îi facem proba, nu are cea mai bună producție datorită faptului că n-am avut vreme să umblăm cu ele la păscut ieri. Le-am pus doar în iesle, peste seară, peste noapte, nu le-am mai pus nimic proaspăt în iesle și o mâncat cât o mâncat. S-ar putea să revenim cu o probă a laptelui când ne mai eliberăm noi din sarcinile zilnice și vom putea să umblăm cu ele din nou ca să vedeți adevărata ei valoare. Însă, urmărind acest video până la final, veți vedea cât lapte dă și chiar dacă noi zicem proastă sau slabă de lapte, e o capră bună, care merită ținută și ne-am ținut-o deja, dar trebuie să o vindem ca să facem loc celorlalte care vin din urmă în fermă. Atâtea greunțe primește la o masă căprița asta și căprițele pe care le mult. Salutare, prieteni! Eu sunt Daniel din Maramureș și cresc câteva capre. În acest video vă face proba la cea mai rea capră de lapte a noastră. Urmărind acest video veți afla de ce consider eu că e cea mai rea și motivul pentru care la toamnă o să o vindem. Sau până la toamnă. Fie că o vindem gestantă sau nu, dar vom vedea asta pe parcurs. Pentru a-i face proba laptelui, avem aici un recipient, o să vi-l arăt. Este un recipient gradat și aici este 3 litri. La final, de data asta nu-i soția cu mine să mă ajute, dar la final sper să pot să vă arăt exact cât lapte dă capra asta. Și uitați cum sunt mâinile mele, deja au început primăvara și avem mâini muncite. Nu ni-e rușine de mâinile noastre, de mâini muncite, mâini bătătorite. Ieri am privit pe la zmeură, pe sub tufele de zmeură, le-am pus paie ca să le ajutăm să nu mai crească buruienile. Și cu mâinile muncim, cu mâinile creștem animale și ne bucurăm tare mult de ele. Capra asta să nu credeți că e rea. E cea mai rea capră a noastră. Țineți cont. Și o să vedeți cât lapte dă. Ia uitați ce pulpă are. Are o pulpă frumoasă. Am curățat pulpa caprei și haideți să începem proba. Voi dau un jet jos ca să iau dopul și o să povestim un pic în timp ce murg, pentru că eu sardelean murg încet, îmi iau un pic de timp și vreau să vă dau și niște explicații. O să începem cu capra. Capra asta e o capră la a patra fătare, deci nu e o capră tânără. Însă e o capră, după părerea mea și din cum am urmărit-o eu, un pic mai pretențioasă. Pretențioasă în sensul că îi place o constantă. Celelalte caprele mele nu sunt așa deranjate, să zic, dacă vine o zi ploioasă sau chiar o săptămână ploioasă. Celelalte capre nu vezi o diferență la lapte la ele. Însă Doina, ca așa o cheamă pe capra asta, e un metis de alpină franceză cu Sanin. Așa era mama ei și atunci nu putem zice că era săpură, ea e o corcitură, practic. E o capră bună de lapte și, cum ziceam, e cam pretențioasă. Dacă prinde câteva zile ploioase, îi scade un pic lactația. Are momente când ceva nu-i convine, să tătuită în zare, nu mănâncă așa bine. Dar, per total, are o producție bună de lapte. Însă, fiind și mai bătrânică, trecută de 5 ani, îi de înțeles. Caprele se înțelepțesc în timp. Și ăsta e și motivul pentru care o dăm. Pentru că vin celelalte tineri, avem ieduțe, avem căpruțe la prima fătare anul ăsta și anul viitor vom avea
câteva sperăm să ne fete și în toamnă și atunci, pentru că constant avem ieduțe tinere care vin din urmă, dăm din caprele adulte și anul acesta vom da pe doina. Ăsta e principalul motiv. Al doilea motiv ar putea fi că uneori ea se mai mișcă pe picioare la muls. Nu dă să zvârle, să n-o poți multe, dar se mai mișcă câte un pic, spre deosebire de altele. Însă principalul motiv este împrospătarea și sângele nou din fermă pe care vrem să-l păstrăm. Și cine e interesat de o capră rea, cum am zis la începutul acestui video, poate să ne contacteze pe e-mail. E-mailul nostru este orasanlatara@gmail.com sau dacă ne găsiți pe Facebook. Sigur, am făcut câteva probe a laptelui la o capră la prima fătare anul ăsta, la o capră carpatină și observ că oamenii, dacă nu au ei capra aia, spun că nu se poate așa ceva. Ceva i-ai făcut tu la capră, ceva i-ai dat tu, ceva cu ceva ai îndopat-o. Însă, cei care ne urmăresc de mai mult timp știu că noi suntem concentrați și pentru noi corectitudinea e un lucru, un aspect important. Corectitudinea, să fim cât de corecți în ce spunem, în ce arătăm și în ce facem. Da. Ieri nu le-am scos la păscut deloc caprele, în schimb le-am cosit și le-am adus dimineața și seara câte o roabă foarte bună de iarbă. Aseară mai aveau ceva în iesle și nu le-am pus deloc în plus. Peste noapte au rămas cu ce-a fost în iesle și nici nu au mâncat tare mult, că erau numai capetele. Îmi făcusem un plan cu ce vreau să vă spun și o să continui această poveste în timp ce se decantează, pentru că laptele acum e aici, ea are tare multă spumă la lapte, ceea ce mă face pe mine să cred că are un lapte mai gras decât celelalte, pentru că eu le compar între ele, toate caprele mele pe care le mult, și la ea observ că e spuma mult, mult mai multă. Așa. Deci românii noștri, dacă văd o capră bună de lapte, sigur, de la începuturile mele în creșterea caprelor, am observat că tare mult se laudă cu capre grozave și nu contest capra altuia. Însă, eu știu sigur ce mult de ale mele, pentru că frecvent, foarte frecvent, folosesc vasul gradat, ca să-mi fac și eu o idee cam ce producție au caprele peste an, în diferite momente ale anului. Sigur, primăvara, când iarba e mai fragedă și ele mănâncă mai cu poftă sau iarba mai crudă, mai așa, au o producție mult mai bună. Când iarba îmbătrânește un pic și devine mai densă, mai puțin suculentă, și lactația lor scade puțin în vară. Pe deasupra faptului că vara e cald și ele stau mai mult la umbră, cumva au un disconfort termic și așa mai departe. Însă, e foarte ciudat și pe mine nu mă afectează, însă să-i văd, mă și amuză pe de-o parte, văzându-i pe unii că, de exemplu, la video cu capra carpatină, zicea cineva, nu există capră carpatină care să dea 6 litri la zi. Sigur, a noastră nu e carpatină pură, pentru că e un fel de metistă la aspect și la cea mai mare parte a proprietăților ei, este carpatină. Și oamenii spun, nu există capră să dea 6 litri la zi. Alții, dacă nu au ei așa ceva, spun, păi tu n-ai mult să o dea la altă ieri, sau tu i-ai făcut nu știu ce, sau îndopat-o cu cereale. Nici ăsta nu e cazul nostru, pentru că noi ne mulgem caprele și dimineața și seara. Nu ne interesează să facem șmecherii ca să vă păcălim pe voi. În schimb, ne place să facem videoclipuri pe YouTube și, după cum ne știți, cei care ne urmăriți, lucrăm la treaba asta, facem treaba asta frecvent. Noi trăim din animale și din acest canal de YouTube care produce un venit bunicel, minim, puțin, dar bunicel, suntem mulțumiți de el. Și ăsta e scopul nostru, să vă arătăm ce fel de animale avem noi.
Asta e una dintre cele mai rele capre ale noastre și va fi pentru vânzare. Poate unii dintre urmăritori o va dori. Spuma ei va dura ceva vreme până va se va decanta. Dar cum vă ziceam, nepunându-le nimic aseară în iesle, doar ieri peste zi avem laptele aici. Ia să vedem dacă reușim să o prindem. Nu cred că o să se vadă. Deci laptele este la 1,6 plus spuma, care s-a decantat un pic, dar puțin. 1,6, rămânem la 1,6 ca să zicem că nu urcăm nici în sus, nici în jos. 1,6 înmulțit cu 2 e undeva la 3 litri, 3 litri și un pic peste zi. Tocmai de aia capra asta o să o vindem, e bună de producție. Că dacă n-am asistentul meu cu mine aici, e un pic cam greu să mă concentrez la toate, însă unii dintre voi știți, pentru că am postat și pe canalul de YouTube, astă toamnă am vândut o capră pe Bela, capra noastră tărcată, era alpină cu sanen, cred, și roșu cu alb, așa ca și colorit, câte un pic de negru pe aici colo, am vândut-o aici în satul nostru și am dat-o prin septembrie-octombrie. Omul respectiv a zis că o cumpără ca să, eu știu motivele lui, mai dădea lapte și zer la porci, etc. N-avea multe capre, el avea niște oi de fapt. Dar în schimb omul avea lucernă și avea grăunțe din belșug și el mi-a zis de când o dus-o că el o să-i dea cereale la discreție, lucru pe care eu n-am putut să-l fac, pentru că eu cumpăr toate cerealele și lucernă încă n-am reușit să obțin nici măcar de pe terenurile mele unde am făcut semănături. Revenim. Omul și-a dus capra acasă și la câteva săptămâni după ce o dus-o, m-a sunat și a zis, bă, dar pe capra asta îmi dă 4 litri la zi, atunci în octombrie. Mie, dându-mi în gospodăria mea, în jur la 3 litri și spre 3 litri jumate. Omul i-a crescut rația de cereale și din start îi dădea 4 litri la zi. Eu îi dădusem capra gestantă, după părerea unora destul de scump, i-am vândut-o, însă omul n-a comentat despre asta pentru că, având oi, cunoștea animalele și a observat ce pulpă are capra și ce potențial, fiind și destul de tânără. Cred că era la a doua fătare când i-am dat-o lui. Nu mai știu, că nu-s acum cu registrul fermei în mână. Însă, ce mi se pare foarte interesant și un lucru pe care eu îl aduc în discuție frecvent, deși mulți poate că nu bagă de seamă, este că omul ăsta în primăvara asta am aflat de la veterinarul care a venit să-mi vaccineze purcica, care evident circulă prin tot satul pe la animale, mi-a zis că o adus în discuție, că o văzut capra ce am vândut-o vecinului și așa mai departe și zice, capra aia îi dă 6 litri la zi acum. Ce vreau să vă spun cu asta? Caprele mele care dau 3, 4 sau 5 sau 6, carpatina mea care o dă 6 litri la zi, cu o furajare, cu lucernă, cu mâncare, cu cereale la discreție, ar da cu siguranță, cred, sunt convins că ar da mai mult de 6 litri la zi sau mai mult de 4 litri la zi. Cum dă aceasta 3 litri și un pic la zi, dacă nu i-am pus în iesle peste noapte, cu siguranță, dacă umbli cu ea la păscut zi de zi, de 2-3 ori pe zi, dacă îi dai furaje la discreție, dacă îi dai lucernă și hrană de calitate, asta și asta este o capră care va fi peste 4 litri, 4 litri jumate la zi. Însă, noi preferăm să creștem caprele noastre cu pășunat prin zona și terenurile noastre, cu fânul pe care reușim noi să-l facem, cu o furajare cu cereale mai moderată, nu le dăm la discreție, le punem câte o porție, cât s-o cotim noi și suntem mulțumiți și de această capră și această producție de lapte. Însă, datorită faptului că vin cele noi din spate, trebuie să mai vindem din ele câteva și atunci Doina, căprița noastră de 3 litri și un pic în momentul ăsta, dat fiind că au trecut aproape 3 luni de la fătare, deci nu mai e chiar după fătare. O capră trăiește și 10, 12, 13 ani, însă
Ea cred că a ajuns acum la un platou, un platou de producție de lapte. După 5 ani de zile, din ce am povestit cu alți crescători și cu așa, caprele până pe la 4-5 ani le crește constant în fiecare an câte puțin, câte puțin producția de lapte și ajung la un platou de producție care mai durează și la vreo 2-3 ani, după care încep să scadă treptat producția de lapte. Însă noi am ținut-o 5 ani pentru că s-a născut în gospodăria noastră și suntem mulțumiți de producția ei. O capră care va produce ieduțe de valoare și lapte încă câțiva ani. Așa că căutăm un cumpărător pentru ea, cineva care dorește să o aprecieze, să o hrănească, să o îngrijească bine și va obține lapte multicel, ca să nu zicem foarte mult de la ea. Haideți să vă arăt celelalte capre pentru că sunt foarte jucăușe și pline de viață, au țarcul lor aici la joacă și ele mi-au distras atenția pe tot parcursul acestui video de m-am bâlbâit atâta și nu mi-am găsit cuvintele. Da. Vă cereți la păscut, așa-i? Dar nu mergem la păscut acum, că nu avem vreme de păscut. Dați-ne câte un like dacă v-a plăcut acest video, eventual o distribuire. Le mulțumim pentru susținere tuturor membrilor canalului Orășan la Țară, abonaților și vă salutăm și ne vedem data viitoare. Ce-s cu astea, Cuțu? Ia uitați cum mere Cuțu să le despartă. Mă, nu vă bateți, mă. Mă, fiți cu mine. Cred că dintre ele sunt și încălduri. Și ăsta e un semn și un motiv pentru care se comportă așa. Ce ai făcut, domnișoara? Ai scăpat? Du-te la loc, nu pe aici, nu pe aici. Hai, 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 Doina, hai. Nu, trebuie să o prind, amor.